Viceprimarul Lucian Harșovski a făcut un apel către suceveni, reamintindu-le că au o opțiune minunată pentru a-și petrece parte din weekend în natură, în frumoasa zonă de agremente Tăraș. El a anunțat că parcul a fost revitalizat și are din nou oaspeți de seamă, gata să fie admirați de vizitatori. Una dintre atracțiile principale ale zonei este reprezentată de lebedele și rațele care însuflețesc lacul și oferă un spectacol pitoresc. Viceprimarul a subliniat că aceste păsări frumoase și elegante așteaptă vizitatorii cu brațele deschise și sunt un adevărat regal pentru ochi. Lucian Harșovski a ținut să aducă în atenția publicului faptul că plimbările cu bărcuțele și hidrobicicletele sunt din nou disponibile în zona de agrement. Aceste activități recreative pot fi savurate între orele 10 și 20 în weekend și între orele 12 și 20 în timpul săptămânii. În plus, viceprimarul a subliniat că aceste facilități sunt gratuite, astfel încât toți cei care doresc să se bucure de ele o pot face fără a plăti costuri suplimentare.